Temperaturi sub 0 grade Celsius mâine în capitală și de asemenea se vor atinge chiar și minus 20 de grade Celsius pe parcursul acestei nopți în depresiunile din țară. Suntem 3 zile sub cod galben de vreme rea, timp jumătate de țară, 14 județe se află sub acest cod galben de vreme rea, ninsori abundente, viscol în special și vânt puternic, în special în regiunile de munte, în Moldova și în Dobrogea, dar și iată într-o o parte din zona Munteniei. Vom mai discuta despre acest subiect pentru că ninsorile abundente de peste noapte au scos drumarii pe teren, echipele au lucrat la foc continuu ca să îndepărteze stratul de zăpadă depus pe mai multe drumuri din țară, utilajele de dezăpezire au acționat pe tot parcursul nopții ca să asigure circulația în condiții de siguranță pentru evitarea formării stratului de polei. Drumarii au împrăștiat material antiderapant. În continuare, pe mai multe șosele din țară se circulă în condiții de iarnă. Șoferii sunt sfătuiți să nu forțeze pedala de accelerație și să nu plece la drum dacă nu au autoturismele echipate corespunzător.